Bună ziua, prieteni! Revin cu a doua parte a episodului de pe serverul american. Ne întoarcem dintr-o scurtă expediție în care vom vinde ce am adunat. Ok. Să lăsăm prețurile la bumbac și cânepă. Văd că stau destul de bine. Da, și la in. La bumbac stau prost. Ok. Pieile se vând bine. Bun, deci suntem în... vinde și acest bonsai pe care nu l-am putut folosi. S-a vândut inul imediat, deci avem astăzi o vânzare destul de bună. De ce vorbeam despre prețurile la bumbac și până cânepă? Pentru că am făcut niște calcule. După cum v-am spus, am angajat muncitori și aici avem un sheet Excel care ne arată productivitatea lor, profitul de pe urma muncitorilor, dar voi ieși de aici pentru că avem un idiot care trebuie să facă gălăgie. Vom merge pe insula noastră, dar înainte de toate am strâns bani pentru a o ridica la nivelul 4. 652 în gildă avem acum 660. Deci ne putem permite să o ridicăm la nivelul 3. Nu 4, am zis 4, 3. Și am mai primit încă 3 locuri de construcție. Trebuie să așteptăm 2 minute până când se termină upgrade-ul. Și după cum vă spuneam, am făcut aici niște calcule. După cum vedeți, avem 3 stone cutters, pietrari, 3 lumberjacks, lemnari, 3 croppers, culegători de, mă rog, bumbac în cânepă. Pietrarii au fost profitabili din prima zi. Avem o zi, două, asta e a patra zi, aici încă n-am făcut calculele. Astăzi, deci în primele 3 zile, după 3 zile, pietrarii au adus un profit de 12.334 de argint. Lemnarii au fost cei mai puțin profitabili, pentru că lemnul, după cum vedeți aici, de nivelul 2 a avut prețuri foarte mici. Avem aici calculul, se face numărul de bucăți, cantitatea de produs pe care au adus-o și prețul la care s-a vândut. Deci lemnarii au vândut la prețul cel mai mic și au fost cel mai puțin profitabili la acest nivel primele 3 zile și au făcut doar 1521 de argint profit. Culegătoarele de bumbac, că asta au cules bumbac în prima fază, au fost mai puțin profitabile decât lemnarii, decât pietrarii, dar mai profitabile decât lemnarii și au adus 2288 de argint. În total 16.143 de argint în primele 3 zile. Astăzi, vom vedea și cât au adus astăzi. Și după cum spuneam, Robra 470, el a ales o altă cale, a decis să fie mercenar și și-a angajat doi mercenari. Și din păcate pentru el, timp de 3 zile, mercenarii lui au fost total neprofitabili. Încă sunt pe minus. De ce sunt pe minus? Pentru că în calcule am introdus și prețul cu care i-am angajat inițial. Deci prețul cu care i-am angajat inițial se scade din profitul pe care îl fac zilnic până când se amortizează. Deci cei mai profitabili au fost pietrarii care s-au amortizat imediat în prima zi. Ceilalți lucrători s-au amortizat în a doua zi,
mercenarii nu s-au amortizat nici măcar în a treia zi. Au fost foarte ineficienți. Nu știu de ce. Aici au adus un profit zero pentru că i-am pus să aduc trofee. Dar n-au făcut mare lucru. Vom vedea cum s-au descurcat mai târziu. Așa că ne întoarcem înapoi. Eu cred că au trecut cele 2 minute. Ia să vedem. Ne putem duce pe insulă? Da. Ne putem duce pe insulă și haideți să vedem ce au făcut muncitorii noștri. S-au vândut pielea. Intrăm în ghildă și s-au întors muncitorii noștri. Și prima dată ne vom ocupa de pietrari. Stonecutter generalist, ia să vedem. Pietrarii au adus, ce au adus? Au adus un fragment de piatră, un trofeu de nivelul 3. Bun, bravo. Vrei să te avansezi la nivelul 4. Da, asta e Amis Hobson este cel mai vechi pietrar. Nu-l vom avansa la nivelul 4 încă, pentru că trebuie să ridicăm casa ghidii la nivelul 4 ca să fie fericit. Altfel, fericirea lui va scădea foarte mult. Deocamdată este doar 308 din 400, mai lăsăm așa. Tot aici. Hai să-l vedem și pe Ida Ellis, care a adus 57 de bucăți de calcar. Bun. Și hai să calculăm aici. Stonecutter, să avem cantitate 57 și celălalt pietrar a adus încă 57, deci 100, 27, 14, 114 bucăți. Vom vedea și cu cât se vând și vom trimite să lucreze. Le dăm jurnale de nivelul 3. Du-te. Jurnal de nivelul 3. Se pare că vor fi mai... Vom vedea cum se... Bine, fie. Văd că nu vrei să muncești așa. Tu vrei mai mult. Jurnal de nivelul 3. Vom lua Lumberjack. Vom ocupa de tăietori de lemne care au venit. Ia să vedem ce au adus. 62 de bucăți de castan. Deci 62 un bonsai și încă 62. Deci 2 ori 6, 12, 124. Vom vedea și cu cât se vinde și să vedem ce fac. Hai să-i punem uite să muncească. Mm-hmm.
62 de bucăți de in. Încă 62 de bucăți de in. Deci 124. Și un trofeu. Bun. Trimitem și pe doamne la treabă. Deci cu siguranță am făcut profit. Vom calcula să vedem și cât am făcut profit. Și între timp să punem trofeele. Bun. Și acum va trebui să ne întoarcem să vedem cât profit am făcut astăzi. Welcome, traveler. Let's go. Scoată piatra. Have a look. Piatra vom vinde cu 48. Vedem. Piatra. Este un limestone tier 2. Ok, am făcut profit. E 17.806. Vom vinde acum bacul, inul cu 47. Deci, brusc legătoarele de in au devenit foarte rentabile. Și să vedem lemnul cum se va vinde. 43. Bun, deci astăzi am făcut 8.000, 17.000, 6.000, 8.000. Avem un profit destul de serios. În total, în primele 4 zile am făcut 32.000 de argint doar din muncitori. Când o să fie gata acest când o să fie umplut acest formular, o să vă spun rezultatele. Este pentru 30 de zile, împărțit pe câte 10 zile. La fiecare 10 zile voi face un episod pentru analiza situației și vom vedea mai departe despre ce este vorba. Deci, ne-am descurcat bine. Acum continuăm treaba. Cam asta a fost. De 13 minute trec aproape la limită. Ne vom întoarce pe insulă și Islands, affordable, customizable, safe. Cu ocazia asta o să s-au terminat cele 15 minute. Aproape 15 minute. 14.50 am pus un temporizator. Și
mă opresc aici, vă doresc la revedere și ne vedem în episodul următor. Mulțumesc!